Ziua Europei, marcată în orășelul european din Piața Marii Adunări Naționale, a culminat cu un concert excepțional, iar printre cei care au cântat s-a numărat și șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Majeix, care, alături de Cristofor Alda Teodorovici, a interpretat în premieră piesa În limba română, În limba ta. Îmbrăcat în cămașe tradiționale românească, Ianis Majeix a cântat piesa în stil rock, care este popular în țara sa de origine, Letonia, pe versurile lui Grigore Vieru, traduse anterior în limba letonă. Dar înainte de a cânta, diplomatul european împreună cu premierul țării noastre s-au adresat oamenilor prezenți la concert. Moldova este europeană! Moldova merge în Europa! Și în mai puțin de 10 ani, noi putem să devenim membri ai Uniunii Europene. Noi am demonstrat asta de fiecare dată și vom demonstra-o și în toamnă, pe 20 octombrie, atunci când cu toții, uniți, vom vota pentru Uniunea Europeană. Anul acesta este unic. Republica Moldova a perseverat și din decembrie 2023 se află în negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Felicitări, Republica Moldova! Sute de oameni au urmărit spectacolul muzical, iar pe scena din Piața Marii Adunării Naționale au urcat atât artiști moldoveni cât și ucraineni. Printre cei care au încins atmosfera s-a numărat Lupii lui Calancea. Ședea toamă cel vestit, lângă mundul priponit, cu țărușul de arging bătut negru în pământ. Și pe iarbă cum ședea, mândră masă și întindea, și din gură așa trăia. Dar și Caluș, orchestra care s-a clasat pe locul întâi la Eurovision 2022. În data de 9 mai, în centrul capitalei, a fost celebrată Ziua Europei cu genericul Libertate, Pace, Prosperitate, Europa ești tu. La eveniment au participat și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și comisarul european pentru buget și administrație, Johannes Hahn.